FC Botoșani a terminat la egalitate, scor 1 la 1, cel de-al treilea amical disputat în stagiul de pregătire din Austria, în compania formației din Franța Valencien. După prima parte a jocului, cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, scor 0 la 0. Francezii de la Valencien au reușit să deschidă scorul în minutul 55 al partidei. Botoșinenii au restabilit egalitatea pe tabela de marcaje în minutul 77, când au transformat o lovitură de la 11 metri. Pe 12 iulie, elevii lui Leo Grozavu vor da piept cu formația Slavia Praga. Până acum, în cantonamentul din Austria, Roșal Balbaștri au susținut trei meciuri de verificare. Cu Dinamo Kiev, scor 1-1 cu jabloneț, în fața cărora au pierdut cu scorul de 2-0 la 0 și cu Valencien.